Bună! Tocmai ai terminat cursul de master coach și te felicit pentru acest minunat curs pe care l-ai încheiat cu succes. Dacă vrei să ne spui câte ceva despre tine, cine ești și în ce oraș locuiești și câți ani ai, vârsta. Bună, bună, mă bucur foarte mult. Sunt emoționată și încă în adrenalina cursului. Cursul a fost foarte intensiv. Sunt Dana Ackerman și vin din Sibiu, din Sibiu, România. Locuiesc acum în Germania, la Heidelberg. Nu știu ce vârstă am, trebuie să fac un calcul. M-am născut în 74 și am trei copii minunați, de 16, de 11 și de 9 ani, doi băieți și o fată și fiecare cu personalități diferite, așa că am provocări și descoperiri în zona de master coach care sunt astăzi. Și am terminat filologia, deci sunt specialist în limbi străine, germană, engleză, și am practicat diverse munci care țin de comunicare, am fost și ghid turistic, sunt un om care lucrează divers, am făcut traduceri, ghid turistic și sunt coach și trainer. Super, felicitări! Ai foarte multe cursuri, ai lucrat înainte, lucrezi în continuare, ai încheiat acum încă un curs de master coach. Ce ai învățat nou față de tot ce știi până în prezent? Wow, e bună întrebare, să scot din tot ce am învățat nou. În zona în care lucrez eu și am lucrat, e o zonă de... Când lucrez cu oamenii, lucrez pe emoții, pe situații de viață, în comunicare interculturală. Deci, practic, zona pe care m-am specializat este de a folosi limbajul ca o punte între sinele personal, dacă aș putea să-i spun așa, sau esența ceea ce sunt, intuiția mea, sinele personal și mentalul meu. Îmi place să spun că nu degeaba gura e undeva la mijloc, e o treaptă de la, dacă am zice că sinele e sufletul și mintea e creierul, treapta care le unește este limbajul și este podul interior, dar și podul exterior către ceilalți. Mai puțin am lucrat în zona de corporate și în zona de business, nu în sensul de a nu ști ce înseamnă business, dar în sensul de producție, de cultură organizațională și fișa postului. Înțeleg tot ce înseamnă, ce ține de valori într-o cultură organizațională, ce ține de motivație, ce ține de scop în viață, de misiune, dar mai puțin de ceea ce ține de structurile, să zic, dorite într-o cultură organizațională de la vârf, ca să-i spun așa. Și asta a fost interesant acum. Au fost foarte multe teme de leadership și de coaching în companii, coaching în grupe, coaching în echipe și foarte mult. Deci informația nouă pentru mine a fost aceea de cum să creez niște rezultate dorite care sunt foarte factice, să zic așa. Deci nu, care nu ține neapărat de oameni, de personal, de scop, de țelurile lor, de obiectivele lor personale și mai mult de obiectivul în ansamblu al unei companii. Cam asta a fost nou, dacă aș putea spune așa.
dincolo de structura fantastică pe care o are cursul ăsta, Loredana a creat un curs senzațional din punctul meu de vedere și foarte, ea are capacitatea asta de a de sinteză fenomenală. Ai anticipat pentru asta. Da. Ai anticipat cumva și o următoare întrebare. De ce ai ales tocmai Academia și tocmai pe Loredana? Deja ai început să spui. Dacă mai ai ceva de adăugat? Da. Loredana, cursul Loredanei și, în primul rând, aș putea să spun felul de coaching al Loredanei, pentru că sunt multe forme de a fi coach. Coachul ca termen de antrenor vine din sport, antrenor sportiv, în sensul că creează spațiu și are instrumentele de a scoate potențialul maxim dintr-un sportiv, să zic. Felul Loredanei de coaching este cel care m-a atras și anume ea pune foarte mare accent pe capacitatea coachului de a se sustrage complet în umbră ca și input, să zic, da? Deci care numai prin întrebări și prin, bineînțeles, prin cunoaștere și prin experiență și profesionalitate, că are instrumentele la îndemână și știe pentru fiecare client ce să aducă, dar ea pune foarte mare accent pe capacitatea clientului de a-și scoate adevărul și accent pe ritmul clientului, ceea ce e special, pentru că nu toată lumea are răbdarea asta și e un exercițiu foarte, foarte provocator și tocmai de aia fascinant. Minunat! Unde, când, cu cine vei folosi ceea ce ai învățat acest curs? Folosesc cu siguranță și în cotidian, pentru că eu fac traininguri în dezvoltare personală și în comunicare interculturală. Foarte multe idei și tehnici am învățat pentru a aduce rezultatele potrivite în anumite situații. Probabil că, așa un țel mai încolo, e și să mă provoc să văd în lumea de corporate dacă mi se potrivește sau nu. Am lucrat și pe coaching de familie în timpul cursului și pe constelații familiale și mi-am dat seama că coachingul de familie e o zonă în care mă simt foarte confortabil și am impact. În coachingul de echipă în corporate am avut provocarea de a avea senzația că sunt pe altă planetă și m-am gândit că ar fi interesant de practicat, pentru că e o abilitate. Coaching-ul și tot ce învățăm sunt niște abilități, dincolo de cine suntem noi. Abilitățile se antrenează repetitiv și în timp, cu tenacitate și cu bucurie, dacă mi se pare important să le antrenăm. Așa că mie asta probabil va fi provocarea viitoare. Felicitări și succes cu provocările, felicitări că te provoci și succes că îți propui țeluri atât de importante pentru tine. O altă întrebare, crezi că a meritat investiția? Cu siguranță, orice investiție merită, atunci când o voce interioară îți spune că îți aduce o creștere în ceea ce investești. Și creșterea poate să fie și pe plan estetic, să zic, poate să fie pe diverse planuri.
Și pentru mine cursul ăsta reprezintă o creștere masivă. Pot să spun, în urma 5 zile care nu au fost simple, pentru că și asta e una dintre provocările pe care le aduce Loredana, de a te menține cu atenția trează, cu prezență acolo, pe un timp scurt și condensat. Și cu siguranță. Deci, eu sunt o fană a investițiilor în sens și cred că banul oricum vine și se duce. Deci, oricum, îl dai, banul circulă. Important e să știi ce ți aduce și să fii o decizie. Și asta e pentru mine. Cu siguranță. Da. Dacă ai un mesaj pentru cei care te ascultă și un mesaj pentru Loredana Latiș. Pentru cei care mă ascultă, mesajul meu este curaj de a fi. Pur și simplu, dincolo de ce dincolo de ce voci sunt în afara voastră sau în interiorul vostru, e o decizie să comunici constructiv cu tine însuți. Deci e o decizie pe care, care nu poate să intervină nimeni. Deci felul în care tu însuți e absolut personal, autar, ești autonom acolo. Mulți oameni au impresia că putem fi influențați din afară, cu adevărat nu putem fi influențați din afară. Suntem influențați doar e important de format hotărârea de a comunica interior constructiv. Asta e pentru că asta aduce emoțiile și emoțiile sunt motorul acțiunilor noastre. Pentru Loredana și suntem super așa cum suntem, cu toată gama de inclusiv cele care sunt etichetate ca negative date și de lume. Loredana, Loredana rock, asta vă să zic. Loredana este minunată prin felul autentic de a fi și o apreciez foarte mult și cursul ei, ca fiecare dintre noi are un parcurs și drumul nu e terminat. Pentru că viața însăși îi o transformare continuă. Deci, cât de a te dezvolta, de a crește cu altul, sunt etape, dar drumul în sine nu e terminat. Așa că îi urez și ei curaj, energie și drum ușor și degajat și tot ce își dorește. Mulțumesc! Mulțumesc, Dana, pentru acest interviu și succes și exact un drum ușor și degajat în tot ceea ce ți-ai propus. Felicitări și succes! Așa să fie pentru noi toți. Mulțumesc mult!